Mirela Pascal, sunt redactor șef ziarul Replica, îmi pare bine de cunoștință. Mie. Nu o să vă rețin foarte mult, noi facem așa un serial, dacă pot să-i spun, despre Diana Șoșoacă și partidul Diana Șoșoacă. Nu știu dacă ați apucat să intrați pe site-ul nostru replicaonline.ro. Noi am avut și invitați care au dorit să ne-au solicitat să vorbească, să vină în interviuri despre tot ce se întâmplă în partidul Diana Șoșoacă. Am înțeles că și dumneavoastră ați avut probleme, sunteți președinta filialei Argeș, dar nu mai sunteți sau sunteți forțat președinta filialei Argeș. Sunteți colegă de breazlă cumva cu Diana Șoșoacă, nu? Cum ați ajuns să intrați în partidul dumneei? Am crezut în declarațiile ei politice și în ideea că, în calitate de avocat, își dorește și ea, ca și noi toți avocații, să avem o justiție funcțională și să angajăm răspunderea magistratului. Pentru că dacă angajăm răspunderea magistratului și justiția funcționează și este una corectă, înlăturăm în proporție de 80% corupția din România. Din păcate, am constatat ulterior că erau doar declarații pur formale pentru a atrage de partea sa oamenii care încă mai cred în ideea de suveranitate și patriotism, scopul ei fiind acela de a induce în derizoriu această credință a oamenilor că ar mai exista o speranță pentru poporul român. Când v-ați dat seama că, de fapt, Diana Șoșoacă nu este ceea ce pretinde a fi sau ceea ce a afișat până la un moment dat? În seara alegerilor, în seara Din 9 zilei de iunie. 9 iunie, în momentul în care la un post de televiziune național, știm cu toții că s-au dat sondajele estimative. Și când partidul SOS a fost dat cu șansa de a intra la europarlamentare, dar cu un procent de 3% la nivel de consilii județene, atunci mi s-a confirmat ceea ce auzisem și ceea ce îmi spuneau foarte multe persoane, cum că aceasta a vândut partidul pentru a obține N-am două înțeles ce a mandate. făcut. A trădat partidul? N-am înțeles. Da. Că a trădat pentru obținerea a două mandate la europarlamentare. Pentru că era logic că cine vota cu SOS la europarlamentare, vota și la Consiliul Județean și la președintele Consiliului Județean. Și în ce sens a trădat? A făcut o strategie cu cine? A avut o strategie cu sistemul. Știu cu cine a avut strategia, cu un personaj politic. Cine? Domnul Ciolacu sau cine? Așa se zvonește, da. Și probabil că din dorința de a scăpa de ea din Parlamentul României, știți, pe sistemul promovăm ca să scăpăm, așa s-a procedat și cu ea, fapt care într-adevăr a dus la plecarea ei din Parlamentul României și plasarea ei în Parlamentul European, unde, din păcate, am devenit o țară care va fi și mai mult dusă în derizoriu prin gesturile și ieșirile ei total necontrolate și nepotrivite atât pentru un om politic cât și pentru un avocat. Bun, dumneavoastră v-ați dat, teoretic v-ați dat demisia din funcția de președinte al filialei Argeș, dar totuși, în acest moment, din punct de vedere legal, dumneavoastră încă sunteți președintă, pentru că nu au fost operate schimbările așa cum s-a întâmplat și la Constanța și în alte județe. Din păcate, motivul pentru care am demisionat din partid l-a reprezentat ilegalitatea partidului, atât ca funcționare din punct de vedere al conducerii, cât și din punct de vedere economic. În momentul în care am constatat asta, am făcut o ședință cu toți președinții organizațiilor locale din județul Argeș, le-am adus la cunoștință situația de ilegalitate a partidului din punct de vedere al conducerii la nivel național și din punct de vedere financiar. Și conform statutului, aceștia mi-au cerut în unanimitate să solicit convocarea Comitetului Național. În momentul în care am solicitat convocarea Comitetului Național pe grupul de comunicare, bineînțeles că m-a exclus din partid, m-a acuzat de trădare și că aș fi făcut pact cu PSD-ul, pentru ca cei care încă mai erau în grupul de comunicare și încă nu se lămurise de parșivenia Diana Iovanoviș Șoșoacă și de jocurile murdare pe care le făcea, să nu aibă posibilitatea de a lua cunoștință de situația reală. Pentru că ea practic demite și numește pe vorbe. Te demite dacă te dă afară de pe grupul de comunicare, te numește dacă te introduce pe grupul de comunicare. Nu are nicio legătură
legalitatea, statutul, faptul că atunci când demiți pe cineva trebuie să dea o dispoziție de demitere, o decizie discutată în BEX, semnată de cei din BEX. Sunt Partidul SS România, care nu mai are niciun fel de conducere din punct de vedere la ora actuală, pentru că toți cei care sunt înregistrați în registrul partidelor politice au demisionat de peste un an și ceva, eu personal nici nu i-am cunoscut. Partidul SS România este doar Diana Iovanu Vișoșoacă, este partidul meu, ca să o citesc pe persoană fizică. Și cardul la fel. Și atunci cum a intrat în alegerile din 1 iunie, dacă partidul nu este legal? Păi AEP nu a avut buna credință de a verifica legalitatea acestui partid și spun buna credință deoarece AEP-ul a fost înștiințat, înscris printr-o notificare de toți cei care au demisionat din conducerea partidului. Mă refer la membrii înregistrați la registrul partidelor politice. Și există dovezi cum că aceștia au notificat ieșirea lor din partid cu mult înainte de alegeri. AEP-ul de altfel nu a sesizat nici instituțiile statului și Curtea de Conta României conform legii pentru faptul că Partidul SS România nu s-a prezentat niciodată în ultimele luni la controlele efectuate de către AEP, deși a fost amendată cu sume între 25.000 și 50.000 de lei și s-au și reținut sume de bani care au intrat în mod ilegal în contul partidului, AEP-ul nu a făcut sesizările legale. Abia acum s-a autosesizat și a trimis o adresă la parchet când a văzut că, practic, lucrurile devin publice și iau amploare. Vom vedea ce va face AEP-ul în continuare de acum încolo și dacă va respecta legea sau dacă o va mai favoriza și tolera pe Diana Iovanu Vișoșoacă. Bun, și dumneavoastră, având în vedere că sunteți avocat și cunoașteți foarte bine legile, există cumva posibilitatea ca alegerile din 9 iunie, aleșii locali, din partea SS, să-și piardă funcțiile? Din punct de vedere legal, dacă se constată că mandatele au fost obținute prin fraudă, de la lege, pentru că frauda corupe totul și atunci când vorbim de orice lucru obținut prin fraudă este lovit de nulitate absolută, dacă anchetele vor constata că totul a fost ilegal, așa cum noi dovedim și susținem, da, din punct de vedere legal există posibilitatea ca aceste mandate la europarlamentare câștigate de SOS România să fie anulate. Deci și la europarlamentare, adică mandatul lui Ioana Ișoșoacă și al lui Lazarus. Da. Deci Da. gândiți-vă că nu a avut BEX, iar în momentul în care i-am adus la cunoștință acest lucru, a spus chiar ea pe grupul de comunicare și am mesajul și l-am pus la dispoziția organelor de anchetă că nu a intrat în legalitate pentru că ar fi durat mult și ar fi împiedicat-o să candideze la alegeri. Iar în momentul în care i-am spus că partidul funcționează ilegal, a declarat că acum îl va desființa. Și am dovezi în sensul ăsta. Îl va desființa cum, când, în ce sens, ce va face? Păi, probabil intenționa să ceară desființarea partidului la Tribunalul București pe procedura prevăzută de legea partidelor politice, numai că acest lucru nu se poate întâmpla, mai ales că încurcă și faptul că are aleși locali, lucru care i-a dorit să-l împiedice acum, pentru că mai nou amenință oamenii că dacă nu vin cu semnături într-un număr cât mai mare, nu le validează mandatul de ales local, ceea ce Pentru știm că că este și pentru a o susține pe ea neconstituțional. la prezidențiale. Exact, ceea ce este neconstituțional, că tot vorbește ea de Constituția României, dar este cea care o încalcă cel mai mult și ceea ce reprezintă și un șantaj, pentru că oamenii au fost aleși de oamenii care au votat ca și aleși locali, da, conform legii electorale, și nu condiționează validarea mandatului de câte semnături să aduc lui Diana Șoșoacă pentru a candida la prezidențiale, nicio lege. Păi și nu îndrăznește nimeni să-i facă și o plângere pentru șantaj? Păi probabil gândesc că dacă vor fi astfel de persoane cărora nu li se va valida mandatul din aceste motive, vor formula și plângere de șantaj. Deocamdată este la nivel de amenințare declarativ pe grupurile de comunicare. Am înțeles că are nevoie de bani pentru campania la alegerile prezidențiale și ar fi solicitat filialelor să plătească câte 20.000 de euro. Da, există niște mesaje pe grupul de comunicare în care le solicită bani, le spune să se hotărască mai repede cine dă bani, că dacă nu dau bani, există alții care pot să cumpere, dacă nu să se ducă la alte partide unde își câștigă și își cumpără locul cu jumătate de milion de euro. A cerut bani unui coleg din Suceava, domnul Silvestru Rădăuți, suma de 50.000 de euro. A spus chiar Silvestru Rădăuți public lucrul acesta în ședința pe care a făcut-o în cadrul Organizației Județene Dar a Suceava, cerut că de ce? poftim?
De ce a cerut 50.000 de euro? Păi, ca să poată să-l pună pe un loc eligibil, ca să poată candida. Și acesta i-a spus că nu are suma respectivă și ea i-a zis că ar putea să obțină dacă face un împrumut. Bine, îl citesc pe el, este publică declarația lui, ca să ne înțelegem. Și despre situația de la Constanța, ce știți? La Constanța este la fel ca și în celelalte județe. Toate județele care au obținut peste 5% la europarlamentare, un procent dublu față de cât a obținut ea ca și președinte al partidului, bineînțeles că au fost considerate de Diana Iovanu Vișoșoacă ca județe eligibile pentru candidaturile la parlamentare. Și atunci trebuia să-și pună pe listă persoanele pe care le avea deja rezervate anterior, pentru că planul ei a fost premeditat de circa 2 ani de zile, și avea pe listă alte persoane. Deci ea avea practic alegerile împărțite în două etape. Prima etapă, europarlamentarele, unde trebuia să aibă candidați recunoscuți la nivel local, serioși și care puteau să-i aducă voturi, pentru că ea nu aduce voturi, să fim serioși, 2,4 a luat pe candidatura ei, după care nu avea nevoie de acești oameni serioși, avea nevoie de oameni care erau la polul opus, cu cât mai multe dosare penale, musai din PNL, PSD sau AUR, ori cu rude bine cunoscute, dar neapărat cu milioane de euro în cont. Cam aceștia sunt acum oamenii preferați de ea, dar, repet, cu condamnări penale, cel puțin de la două dosare în sus, dacă e unul deja e considerat stagiar. Dar unde se duc toți banii aceștia pe care Diana i-ar încasa de la cei care sunt de acord să plătească pentru un loc pe listele parlamentare? Asta n-am de unde să știu eu, tocmai asta așteptăm și noi să stabilească organul de cercetare penală din cadrul DNA-ului, că de asta a și fost sesizat. Care sunt șansele ca Diana Șoșoacă să scape de eventual o trimitere în judecată sau Doar dacă o de protejează răzbunare? sistemul. Da, ok. Ați vorbit, mi-ați repetat de mai multe ori acest sistem. Cine face parte din sistem? Dar dacă se poate Păi, să îmi dați cu nume. acum nu pot să fac niște afirmații până când nu vom avea ceva dovezi avem, dar eu zic că e bine să le depun în primul rând în fața organelor abilitate, dar din sistem fac parte cine credeți? În primul rând, întotdeauna din sistem fac parte serviciile, că știm cu toții cum e cu statul paralel, da? Știm cu toții din ce familie provine Diana Iovanu Vișoșoacă, știm cu toții că acum serviciile sunt foarte mult implicate politic, da? Și din punctul nostru de vedere, Diana Iovanu Vișoșoacă a fost creată de sistem pentru a induce în eroare ideea de suveranitate, așa cum vă și spun. Este protejată și de oameni politici influenți, a fost ajutată, repet, să ajungă în Parlament, dar acum mă îndoiesc că va mai fi protejată de servicii sau de oamenii politici, pentru că probele sunt atât de grave și de nu există tăgadă cu privire la veridicitatea lor, încât nu mai are nicio șansă să scape. Ea crede că dacă prin live-urile pe care le face pe TikTok, dacă ați urmărit-o ieri cu privire la articolul pe care l-ați publicat, interviu referitor la Cristian Stanković și la Amalia Belantoni, Nu am referitor la intrat faptul să văd ce a da, fost. referitor la faptul că partidul a fost declarat inactiv de către ANAF, bineînțeles că a acuzat grupul de cei 10 care o reclamă la DNA pe care ea îl consideră ca un grup infracțional organizat, adică în opinia ei de mare avocat, cum se autodenumește, dacă te duci și spui mai ales că avocat, ești obligat să denunți atunci când ai dovezi cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Deci, în opinia ei, dacă te duci și spui că cineva a săvârșit niște fapte penale și depui și dovezi, ești considerat grup infracțional organizat. Dacă spune adevărul, înseamnă că ești grup infracțional organizat, dar ne organizăm în vederea spunerii adevărului. Grup infracțional organizat este cel care l-a făcut ea și pe care l-a creat în urmă cu 2 ani de zile și pe care îl conduce împreună cu acel grup al lupilor. Că mai știți că mai nou are și un grup de interlop din Timișoara, Hunedoara, cu care îi amenință pe toți președinții care au sesizat ilegalitățile ei la DNA. Și la Constanța are? Ce anume? Lupi? Lupii sunt peste tot, apar pe TikTok, ne amenință pe toți, ea se fotografiază cu ei, Republică pe TikTok și așa mai departe. Am depus plângere pentru amenințare la DNA și împotriva lupilor și a grupului pe care l-a creat și pe care l-avea, dar probabil că au fost puși pe pauză până după alegerile europarlamentare, pentru că avem dovezi că
a desființat organizații în mod intenționat în Germania și în alte filiale din străinătate și din țară pentru a pune oamenii acestui clan al lupilor. Deci sunt mesaje vocale date de oameni din clanul respectiv care spun acum că Diana ne-a făcut pe plac și a desființat organizația din Germania, noi trebuie să muncim, că uite, ea de dragul nostru a desființat o organizație. Deci este practic un denunț clar, da, cu privire la ilegalitatea partidului și la modul cum aceasta de la înființare și până în prezent a făcut și desfăcut organizații după bunul său plac, fără respectarea statutului și fără respectarea legii partidelor politice. Încă o întrebare, pentru ca Diana să poată să fie anchetată, trebuie să-i fie ridicată imunitatea. Da. Credeți că veți reuși? Credeți că nu vom reuși, având în vedere atitudinea ei din Parlamentul European? Credeți că Parlamentul European tolerează astfel de ilegalități? Eu mă îndoiesc. Au mai fost cazuri în care Parlamentul European a ridicat imunitatea unor parlamentari atunci când s-a dovedit că într-adevăr se impune anchetarea lor. Iar dacă ea mizează pe acest lucru, s-ar putea să aibă o surpriză neplăcută, pentru că eu vreau să cred că în fața unor astfel de probe, toate instituțiile statului, la nivel național sau european, se vor da la o parte, în sensul că vor lăsa să se aplice legea și nu vor face un scut pentru apărarea Dianei Iovanovici Șoșoacă. Mă îndoiesc că ar avea un astfel de interes. Am înțeles. Doamna avocat, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Vă urăm succes și sigur vom mai vorbi pe Mulțumesc. viitor, pentru că în Aș vrea să continuare. mai fac o Vă precizare. rog. Am văzut că este în spațiu public cu tot felul de informații nereale și doar pentru a induce în eroare necunoscătorii. O invit pe doamna Diana Iovanovici Șoșoacă să discute strict pe subiect, juridic, așa cum discută un avocat și să răspundă punctual și mai nou, îi aduc la cunoștință faptul că prin tot ceea ce spune se poate autoincrimina. A declarat că s-a dus și că s-a luat de directorul de la ANAF din Vâlcea. Păi așa ceva înseamnă trafic de influență, înseamnă amenințare și că pe loc s-a speriat domnul director și pe loc i-a reactivat partidul. Pentru că nu, din punct de vedere legal, partidul spune dânsa nu ar fi trebuit să fie declarat inactiv. Păi Lucru cum, dacă nu total s-a plătit fals. dările? Păi nici măcar nu le-a declarat, adică înțelegeți ce zic. Deci orice partid, ca și, nu contează că e partid, că e societate comercială, da? Trebuie să-și declare situația financiară, atât la ANAF cât și la AEP. Ea induce în eroare opinia publică, mai puțin știutoare a legii, cum că această obligație nu ar reveni partidului politic și din eroare și răzbunare sistemul i-a declarat inactiv partidul, pentru că grupul de 10 împreună cu sistemul dorește să o împiedice pe ea să poată să candideze la alegerile prezidențiale și parlamentare. Eu îi spun că face categoria profesională a avocaților de râs cu astfel de afirmații, ne demonstrează că intrarea sa în barou se ridică multe semne de întrebare cu privire la pregătirea sa profesională și îi solicit public să vină cu afirmații legale, juridice și să nu se mai autoincrimineze. Îi dau un sfat colegial, pentru că ceea ce a spus ea că a făcut la Vâlcea, la ANAF, nu este decât un trafic de influență și aștept public punctul de vedere al domnului director, la care spune că s-a dus și a discutat și că l-a amenințat și că omul și-a cerut mii de scuze în fața ei și a făcut plecăciuni, dacă să ne confirme dacă afirmațiile Dianei Iovanovici Șoșoacă sunt reale sau Categoric. nu. Exact. Am Pentru că înțeles. putem vorbi și de un trafic de influență aici. Și Sunt de un ultraj, sigură că să aduce amenințări unui funcționar public înseamnă ultraj din că... Sunt partea ei. sigură că, doamna Șoșoacă, va urmări mâine și acest interviu și Și la fel eu. sunt sigură că va răspunde. Vă mulțumesc încă o dată și vă Vă urez succes și mulțumesc. ne mai auzim. Asemenea, cu drag oricând. Mulțumesc. La revedere. La revedere.